Permisiunea dumneavoastră, onorat asistență. Da. A, ne spuneți cum ca să fim... Haideți voi acolo, noi aici. Ok. Bun, eu am să moderez... Voi acolo, noi aici. Ne spuneți, aici începem, după aia mergem propriu-zis la plantare, domnul ministru. Eu vroiam să fac un cuvânt de introducere despre grădina botanică, două, trei cuvinte. Dumneavoastră aveți un cuvânt. Deci, onorată asistență, deschidem solemn, să zic, evenimentul zilei de astăzi cu luarea de cuvânt a domnului ministru Ion Perj. Bine, sunteți. Bine, domnule director, excelență, domnule Simon Springer. Mă bucur să vă salut pe toți aici. Suntem onorați să participăm la acest eveniment inedit, de fapt. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale de Mediului s-a implicat în dată la inițiativa, pentru că această inițiativă, de fapt, a venit din partea Centrului de Dezvoltare și Politici Energetice HEPA, Universității Naționale și Capodistrene din Atena, genericul 75 de copaci pentru cei 75 de ani ai Organizației Națiunilor Unite, și astăzi suntem aici anume pentru a înființa această alee a Organizației Națiunilor Unite. Trebuie să recunoaștem că această alee trebuia să fie înființată încă anul trecut, dar cunoaște situația cu pandemia, dar nu s-a reușit. Guvernul a alocat o sumă de 400.000 de lei din totalul proiectului de 435, cota parte din grădinile botanice. Dar și astăzi este o zi importantă. Ieri la fel am avut o măsură în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării și Regionale și Mediului, pentru că este ziua mondială a biodiversității, și anume, suntem onorați că anume astăzi înființăm această alee. Biodiversitatea nu este un lux, dar este o necesitate a fiecărui cetățean în parte. Noi toți dorim ca să locuim într-un mediu curat, un mediu bun pentru sănătatea fiecărui de noi. Chișinău este un oraș verde și grație muncii depuse și de domnul primar general, el înverzește și mai mult, dar trebuie să facem și mai mult pentru aceasta, fiecare dintre noi în parte. Trebuie să menționez încă o dată că vorbim astăzi de înființarea aleei Organizației Națiunilor Unite, organizație care ne ajută în permanent cu diverse programe. Bine, cea mai apropiată instituție de către noi, sigur că este FAO, pentru că Organizația Națiunilor Unite este vorba de Organizația pentru Alimentație și Agricultură, dar UNDP și alte organizații. Domnul Simon, mersi mult pentru tot ceea ce face ONU pentru Republica Moldova, și înființarea acestei alei este și un răspuns la declarațiile și solicitarea a Organizației Națiunilor Unite de înființare acestei alei. Noi vă mulțumim și într-un ceas bun nouă tuturor. Domnul ministru, eu vă mulțumesc foarte mult și vreau să... Pe noi ne onorează, grădina botanică este onorată de prezența domnului Simon și vreau să-i acord posibilitatea de a spune două, trei cuvinte despre ideea respectivă. Thank you very much, Minister. Thank you, Mayor. Thank you to the President of the National Academy of Sciences and the Director of the Ismail Garden. Bună ziua! În primul rând vreau să salut toată lumea aici. Bună ziua, domnul ministru, domnul primar, domnul președinte Academiei de Științe din Republica Moldova și domnul director al Grădinii Botanice din Republica Moldova. Thank you very much for joining us today to celebrate the 75th anniversary of the United Nations and for celebrating it in such a lasting and memorable way. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați decis să vă aderați la această inițiativă a noastră de a sărbători astăzi cea de 75-a aniversare a Națiunilor Unite prin acest mod de durată și foarte memorabil. This event gives us an opportunity to acknowledge once again the importance of global and national solidarity
We must continue to join our efforts, respect old and renew additional commitments, and to assure we are collectively best placed to deliver a better future for everyone. Acest eveniment de astăzi este o oportunitate foarte bună de a recunoaște încă o dată importanța solidarității globale și naționale. Noi trebuie să continuăm eforturile noastre în vederea realizării angajamentelor precedente pe care le-am asumat în trecut, precum și să venim cu angajamente adiționale pentru a asigura ca locul nostru comun împreună să fie unul de a livra un viitor mai bun pentru toată lumea, fără a lăsa pe cineva în spate. Commemorating this anniversary in the Botanical Garden is fitting. This is a place where people come to reflect and relax, to enjoy nature and to spend time with family and friends. Comemorarea acestei aniversări în grădina botanică se potrivește foarte bine acest deziderat. Acesta este un loc unde oamenii vin pentru a reflecta, pentru a se relaxa, pentru a primi plăcere de la natură și pentru a petrece timpul aici cu familia și prietenii. To think about the past, the opportunities for the future, which in a way embodies the principles of the United Nations. Să se gândească la trecut și la fel la oportunitățile pentru viitor care există, care de fapt într-un fel incorporează principiile Națiunilor Unite. And the planting of trees connects us to the next generation. It connects us to the generation after that, and it represents our commitment to leave behind as much as we inherited. Și de fapt plantarea copacilor ne conectează pe noi cu următoarea generație și cu generațiile care vor urma în continuare. Și de fapt reprezintă angajamentul nostru de a lăsa în spate la fel de multe pe cum am moștenit. So thank you for this tribute to the United Nations and for the unwavering support of the government and the people of the Republic of Moldova to the ideals and the aspirations of we the peoples, the United Nations. Și vă mulțumesc încă o dată pentru acest omagiu adus Națiunilor Unite și pentru sprijinul necondiționat al Guvernului Republicii Moldova și a oamenilor din Republica Moldova pentru idealurile și aspirațiile pe care noi, oamenii, cei de la Națiunile Unite, le împărtășim. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc și eu, Excelență! Onorat oaspeț, onorată asistență, cu cuvânt de salut, invit pe domnul secretar de stat, domnul Leucă, Ministerul Afacerilor Externe și... Bună ziua tuturor și vreau cu plăcere să vă salut pe toți care participați la acest eveniment, care este un eveniment în marcarea aniversării a 75 de ani a Organizației Națiunilor Unite, la care este și Moldova parte, pe lângă faptul că anul trecut au fost 75 de ani de la înființarea organizației și a fost și o declarație ONU la care au subscris toate statele membre, 193 de state. Noi la anul viitor marcăm și 30 de ani de la aderarea Republicii Moldova la această organizație. Fiind stat membru, împărtășim toate valorile, obiectivele și scopurile organizației și scopul de protejarea mediului și luptei împotriva schimbărilor climatice, deci este unul din aceste obiective, inițiativa respectivă fiind în concordanță cu această inițiativă avansată de către secretarul general și în acest sens secretarul general a invitat toate statele membre și nu numai, dar și diferite categorii, lumea academică, tineretul, studențimea să participe la această inițiativă. Inițiativa organizată deja în țara noastră, la care participăm astăzi, este un prilej pentru toți să participăm mai activ la plantarea copacilor și la alte evenimente care vor fi în vederea asigurării protejării mediului și participarea tuturor la așa evenimente va fi de asemenea în concordanță cu scopurile și valorile organizației și a țării noastre ca membru acestei organizații. Încă o dată felicităm organizatorii pentru asemenea eveniment și dorim succes în realizarea acestui și altor evenimente legate de protejarea mediului și lupta împotriva schimbărilor climatice. Vă mulțumim foarte mult
și cu un cuvânt îi se oferă domnului academician, președintele Academiei de Știință, domnului Ion Tighinean. Vă rog, stimate domnule ministru, domnule secretar de stat, domnule primar general, domnule director SIMUN, domnule director al grădinii botanice, onorată asistență, Organizația Națiunilor Unite a împlinit 75 de ani. Organizația care a jucat și joacă un rol foarte important pe mica noastră planetă. Vitezele cresc, frecvențele cresc și planeta noastră, în rezultat, devine mai mică și undeva mai vulnerabilă. Și că devine mai vulnerabilă ne demonstrează și coronavirusul de tip nou. La începutul anilor 90, 1700 de savanți ai lumii, inclusiv toți laureații premiului Nobel la acel timp, s-au adresat liderilor lumii să întreprindă măsuri ca să salvăm planeta. Și ne bucurăm că în obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite sunt descriși pași pentru a ameliora situația și a salva mediul planetei noastre. Ne bucurăm că grădina botanică, care este carte de vizită a Chișinăului și eu cred și a Republicii Moldova, s-a implicat în marcarea aniversării a 75-a Organizației Națiunilor Unite. Și astăzi, într-adevăr, avem un eveniment inedit. În context menționez că 75 de ani în urmă au fost create primele instituții de cercetare științifică de tip academic în Republica Moldova. Și menționez nu întâmplător, fiindcă toate deciziile care se iau la scară internațională astăzi sunt bazate pe cercetare științifică. Și desigur că noi trebuie să atragem mai multă atenție la susținerea instituțiilor de cercetare științifică. Grădina botanică este un institut de cercetare științifică. Să-i dorim succes și vă doresc multă sănătate, succes tuturor și un ceas bun aleiei ONU la Grădina Botanică. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, onorați oaspeți, cu un cuvânt de salut, invit domnul primar general, domnul Ion Cepan. Stimați prieteni, cred că este o ocazie foarte frumoasă, acești 75 de ani și Casa ONU ne este foarte aproape cu toate agențiile sale care sunt rezidente aici în țară. Avem foarte multe proiecte realizate împreună, avem proiecte de realizat împreună, multe frumoase în diferite domenii, în special cel al dezvoltării umane. Și tot ce se întâmplă astăzi în Chișinău, noi chiar ne dorim ca municipalitatea, capitala Republicii Moldova, să-și recapite faima de oraș verde, oraș frumos, oraș care să fie în competiție cu alte orașe la propriu pentru confortul urban, pentru aerul curat și pentru ceea ce putem să facem mai bine pentru fiecare. Eu vreau să aduc sincere felicitări tuturor celor implicați, cu mare drag ne-am alăturat. Și în continuare vom depune toate eforturile ca municipalitatea să devină una exemplu în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu, stimați oaspeți, de fapt eu vreau să fac o mică prezentare a grădinii botanice, dar eu sunt ferm convins că toată lumea cunoaște grădina botanică,
Nu, practic nu găsim pe nimeni care să nu pășească pragul de fapt acestei instituții, care am onoarea să o administrez. Eu propun că acum să mergem propriu zis, să trecem la plantarea alei scop care ne-am întâlnit astăzi, doar ce timpul un pic poate să ne facă surprize. Eu vă propun și vă invit să mergem la procesul propriu zis. Hi, so we go. Let me vă rog frumos să ne echipăm corespunzător. Deci vă rog foarte mult, deci pe zora ne echipa corespunzător să luăm pe o mănușă. Respectăm reclamă. Domnule ministru, cum ziceți? Plantăm împreună cu dumneavoastră primul. Așa facem. Aici gazda sunteți dumneavoastră. Onorată asistență, ultimatul oaspeți. Ceea ce vreau să menționez, domnul director, nu întâmplător a fost ales stăjar. Întruchiparea puterii, longevității. Ah, da, corect, corect. Și înțelepciune. Așa e. Așa e. Așa e. Deci eu cred că aceiași sunt stăjari care încășesc în timpul de care, de fapt, ceea ce facem, facem. O să fie și în secolul 22 stăjari. Anterior aici a fost o alee de mesteacă în care, în pofida schimbărilor climatice, ei s-au uscat și noi, împreună cu domnul ministru, deci îi mulțumesc prin această cale, deoarece prin lui a fost foarte receptiv și ne-a ajutat prin finanțarea acestui eveniment frumos, prin procurarea acestor falnici arbori. Noi am ales stejarul, care este și un simbol al Republicii Moldova, doar că pentru dezvoltare durabilă și a urbei am ales un soi special, care este columnar sau piramidal, care crește drept în sus și nu o să facă incomodități nici pietonilor, nici comunicațiilor și așa mai departe. Deci ne-am străduit să venim în armonie cu toate politicile care sunt la momentul actual. Vă mulțumesc, domnul ministru. Poftim. Mergem la lucru. Cum primării o să vedeți? Au scoate mai bani. Haideți la următorul meu de privat. Unde? Sunt cârlețele. Poștim. Ce noi toți trebuie să... Da, de acolo. Cărleț, acuș imediat. Stimați doar, dați să... Am pregătit sol și așa. Noi avem două Să-i
Îmi permiteți, vă rog, și mie să pun? A, veniți în pace, mă gândesc. Numărul 1. Veniți în gândesc. Domnul Eugenie, ăștia de Academie, că totdeauna dau sfat. Aici noi suntem, da? Nu, 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 nu
Да, трепсу. Thank you.